Isaia, capitolul 40, începând cu versetul 1, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. E foarte bine să exprimăm cu tonalitate: mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată. Pe acest verset și-a construit Martin Luther discursul I have a dream, am un vis, când a luptat pentru libertatea rasială. Orice vale va fi înălțată și orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit. Un glas zice: strigă! Și eu am răspuns: ce să strig? Care este soluția pentru omenire? Ce putem să le spunem oamenilor? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Ce trebuie să strigăm? Vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda: iată Dumnezeul vostru! Iată Dumnezeul, Domnul Dumnezeul vostru vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. El își paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe. Îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând. Și va călăuzi blând oile care alăptează. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma? Și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscută calea priceperii? Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful de o cumpănă. El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Libanul n-ajunge pentru foc și dobitoacele lui n-ajung pentru arderea de tot. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui, nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. Cu cine voiți să asemănați pe Dumnezeu? Și cu ce asemănare îl veți asemăna? Meșterul toarnă idolul și argintarul îl îmbracă cu aur și toarnă lănțișoare de argint. Iar cine este sărac alege ca un dar, ca dar un lemn care nu putrezește, își caută un meșter iscusit ca să facă un idol care să nu se clatine. Nu știți? N-ați auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-ați gândit niciodată la întemeierea pământului? El șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. El preface într-o nimica pe voievozi și face o nimica din judecătorii pământului. De-abia sunt sădiți, de-abia sunt semănați, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ și el suflă peste ei de se usucă și un vârtej îi ia ca pe niște paie. Cu cine mă veți asemăna? Ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți. Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr în șir oștirea lor? El cheamă pe toate pe nume. Așa de mare este puterea și tăria lui că una nu lipsește. Pentru ce zici tu, și puneți numele dumneavoastră, pentru ce zici tu, Israele, soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu? Nu știi?
N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc. Sportivii de performanță obosesc și ostenesc. Chiar și cei mai puternici se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Care dacă ați fost atenți, ați constatat că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o capodoperă și este un răspuns complex, complet, o revelație fascinantă descoperită poporului Israel care se afla într-o situație de criză. Dragilor, în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, doresc să rostesc un cuvânt de încurajare. O predică prin care doresc să reamintesc poporului lui Dumnezeu despre marea sa putere și despre proviziile infinite ale Dumnezeului nostru. Despre mângâierea pe care El o oferă cu generozitate poporului său. Ne străduim și noi în înțelepciunea noastră să-i mângâiem pe oameni. Uneori reușim, alteori mai mult încurcăm. Uneori rostim cuvinte alese și pătrunzătoare, alteori cuvinte superficiale, lipsite de forța de a mângâia pe oamenii care trec prin suferință. Să știți, dragilor, că uitându-mă în textul acesta, am descoperit că toată întâmplarea aceasta s-a petrecut cu 550 de ani înainte de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Poporul Israel era în captivitate, era într-o formă de corecție din partea lui Dumnezeu, datorită abaterilor constante. Uitându-mă la situația acestui popor, care a scos în evidență câteva întrebări la care Dumnezeu răspunde și întrebările proeminente pe care le găsim adresate lui Dumnezeu și le găsim în inima tuturor evreilor care se aflau în captivitate, captivitatea te privează de libertate, de potențial spiritual, te privează de fericire, de pace, de armonie. Captivitatea însemna o stare de robie, captivitatea însemna dispreț din partea autorității, captivitatea însemna pedeapsă, captivitatea însemna deseori distrugere, captivitatea era o atmosferă întunecată, lipsită de orice formă de fericire și de bucurie a vieții. Și poporul lui Dumnezeu a ajuns în situația în care să exclame cu descurajare următoarele lucruri. Soarta noastră este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul nostru este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului nostru. Atât de jos a ajuns poporul Israel în starea aceea de captivitate. Cum și noi, dragilor, uneori ajungem atât de jos în starea noastră de disperare, încât repetăm aceleași expresii ca și cei din poporul lui Dumnezeu. Și spunem astfel, soarta noastră este ascunsă dinaintea Domnului și dreptul meu este trecut cu vederea. Oamenii care au parcurs cancerul au ajuns vrând nevrând într-o situație de disperare când au zis, Doamne, nu mai văd vindecarea. Nu mai văd soarele să răsară, nu mai văd, Doamne, atingerea Ta, nu mai văd vindecarea, nu mai văd nicio speranță. Sunt o mulțime de oameni care au probleme grave în familie și așteaptă un răspuns din partea lui Dumnezeu. Sunt copii care strigă către Dumnezeu și vor să vadă un miracol. Și în mintea lor fragilă se gândesc deseori unde este Dumnezeul acesta despre care se vorbește. Cu atât entuziasm și cu atâta convingere. Sunt probleme în familie și uneori soțiile strigă cu disperare, soții strigă cu disperare. Sunt oameni care au ajuns la faliment, sunt oameni care au fost copleșiți de probleme și ajung în aceeași situație ca și poporul Israel să zică astfel, soarta mea este ascunsă, Dumnezeu a uitat de mine.
Dumnezeu a uitat să intervină în dreptul meu, în dreptul cauzei mele, în dreptul problemelor mele. Mă rog și nu se vede nimic. Stăruiesc și nu apare nimic. Mă închin și nu răsare nimic. Ceva se întâmplă. Probabil că Dumnezeu a uitat de mine. Probabil că Dumnezeu a uitat de soarta mea. Probabil că Dumnezeu este indiferent față de problemele mele, de suferința mea, de durerea mea, de necazul meu. O, dragilor, când vine Dumnezeu și răspunde, El încarcă întreg orizontul nostru cu răspunsuri extraordinare. Dumnezeu nu se lasă fără răspuns în istoria poporului Israel. Dumnezeu nu îi lasă pe acești oameni fără un răspuns. Și găsește timpul favorabil și potrivit să le răspundă. Și răspunsul este extraordinar din partea lui Dumnezeu. Răspunsul este pătrunzător, satisfăcător, este excepțional, este înălțător. Este puternic răspunsul lui Dumnezeu, pentru că El a ridicat națiunea aceasta într-o speranță care n-a mai putut fi clătinată. Capitolul 40 începe într-un mod excepțional. Starea lor de robie începe să fie ridicată întâi din interior și abia apoi din exterior. Pentru că acest cuvânt minunat al lui Dumnezeu începe astfel. Isaia 40. Mângâiați! Iată că după o perioadă de tristețe, de jale, de probleme, de boală, răsare mângâierea lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu dă mângâiere, dragilor, El dă mângâiere cu generozitate. Uitându-ne în dimineața aceasta în cuvântul lui Dumnezeu, vom constata că Dumnezeu nu rostește vorbe goale. Nu rostește cuvânt fără putere de ridicare. Dumnezeu nu vorbește doar ca să completeze la suferința noastră. Dumnezeu vorbește ca să vindece suferința noastră. Dumnezeu vorbește ca să ridice viața noastră. Dumnezeu vorbește ca să rezolve problemele noastre. Și atunci când Dumnezeu vorbește, simți în Duhul tău puterea Duhului Sfânt care te ridică. Chiar dacă starea de eliberare exterioară n-a venit azi, starea de eliberare interioară vine azi odată cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Pentru că Duhul Domnului îți dă libertate interioară întâi și apoi te ridică spre libertate exterioară. Ce mângâieri găsim în cuvântul lui Dumnezeu? Ce răspunsuri extraordinare la aceste întrebări Dumnezeu a uitat de noi. Dumnezeu e prea ocupat ca să se ocupe de noi. Agenda lui este prea încărcată, sunt prea mulți, spunea cineva, Doamne, nu te mai ruga, spunea un preot. Ascultați ce spunea preotul respectiv. Am auzit un dialog între doi bărbați maturi, unul care venise de la muntele Athos, nu Athos, cum spunea cineva, de la muntele Athos, venise de la muntele Athos cu niște experiențe. Și în dialogul lor pe un podcast, spunea persoana respectivă că în dialog cu un preot, preotul i-a zis, Doamne, nu te mai ruga Mântuitorului, că-i ocupat. Roagă-te Fecioarei Maria, că știi cum o mamă e mai... Ce sfat? Rugăciunea noastră trebuie să fie adresată Tatălui în numele lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul Iisus nu este ocupat. Dumnezeu nu este prea ocupat. Agenda Lui nu e prea încărcată. Aduceți-vă aminte de acea glorioasă revelație pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Lupta cosmică și Dumnezeul care se oprește pentru lucrurile minore din viața noastră. Chiar dacă agenda lui cosmică este încărcată, este plină, Dumnezeu aude glasul celor ce strigă din necaz. El este cu cel cu Duhul smerit, cu inima zdrobită. El răspunde. Oh, dar ce învățătură e asta? Nu vă mai rugați la Iisus. Asta e o formă malefică de a detrona persoana Domnului Iisus Hristos.
Pentru că în centrul, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Binecuvântat să fie numele Lui. Astfel, dragilor, vaiurile și plângerile lor își au final în răspunsul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu răspunde cu un mesaj extraordinar acestor întrebări. Dumnezeu răspunde plângerilor și acuzațiilor lor, reamintindu-le câteva lucruri extraordinare, foarte importante, pe care aparent le-a uitat și pe care aparent și noi le uităm când trecem prin încercări. Dumnezeu le reamintește evreilor și nouă astăzi, în dimineața aceasta, cum am scris și pe internet cei care v-ați uitat, că El nu irosește niciodată ceea ce noi îndurăm. Ascultați-mă bine ce vă spun. David, când era fugărit de către Saul și aparent avea pierderi, a scris un psalm și a zis, parafrazez, Dumnezeu nu va irosi niciodată ceea ce îndurăm pentru El. Pașii pribegiei noastre, ascultați-mă ce vă spun, sunt numărați și lacrimile noastre sunt strânse în burduful Lui. Tot ceea ce pare, aparent, pierdere, Dumnezeu nu irosește. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare lacrimă. Lui Dumnezeu îi pasă de fiecare durere, de fiecare pas pe care îl facem în timpul pribegiei noastre. Lui Dumnezeu i-a păsat de robul său David. Lui Dumnezeu îi pasă când trecem prin boli, prin neputințe, prin singurătate, prin faliment, prin necazuri. Lui Dumnezeu îi pasă. Și El nu irosește ceea ce îndurăm, dragilor. El nu irosește. Chiar și atunci, să țineți minte, când unii dintre noi ne aflăm într-o etapă de corecție, pentru că Dumnezeu este bun, El și corectează viața noastră. El și ajustează caracterul nostru în vederea integrității, moralității, a demnității. Dumnezeu corectează. Ca un tată iubitor, El mustră, ceartă și pedepsește pe oricine iubește, spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și atunci, Dumnezeu nu irosește ceea ce îndurăm. N-a irosit nici ceea ce a îndurat poporul Israel. Binecuvântat să fie numele Lui. Astfel, din toate încercările, prin toate câte trecem, ieșim mai bogați și ieșim mai bine. Pentru că Dumnezeu nu irosește. În dimineața aceasta există niște adevăruri fundamentale, extraordinare din Isaia 40, pe care trebuie să ne le reamintim în dimineața aceasta. Pentru că toți trecem prin momente grele și toți ne confruntăm cu dificultăți. Și toți experimentăm în viața noastră situații când ajungem să spunem Dumnezeu a uitat de noi. Dumnezeu n-a uitat, dragilor. Prima mângâiere pe care o găsim aici în cuvântul lui Dumnezeu, care este extraordinară, care este deplină și este definitivă, prima mângâiere este următoarea. Nelegiuirea a fost ispășită. Datoria a fost plătită. Gândiți-vă la acest popor care era în captivitate, sub corecția lui Dumnezeu. Când ești în captivitate, sub corecția lui Dumnezeu, acest mesaj vine puternic în inima ta. S-auzi că Dumnezeu strigă din cerul înalt, mângâiați pe poporul meu. A venit vremea mângâierii. Și prima mângâiere pe care o găsim aici este că nelegiuirea este ispășită. Datoria a fost plătită. Mângâiați, mângâiați pe poporul meu, zice Dumnezeul vostru. Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât păcatele lui. Nu corecție de două ori cât păcatele lui. Pentru că nu există formă de corecție dublă sau triplă față de păcatele noastre, că noi ar fi trebuit să fim pur și simplu eliminați din istoria aceasta pentru tot ceea ce am făcut. Am primit din mâna lui Dumnezeu dublă favoare față de cât am păcătuit, pentru că Dumnezeu a fost generos, binecuvântat să fie Domnul. Și uitați, dragilor, cum încep să se sfârșească vaiurile noastre. Uitați cum încep să dispară poverile noastre. Uitați cum încep să se clarifice la nivelul minții noastre și să se stabilizeze rațiunea atunci când Dumnezeu vorbește și vine cu mângâiere în dreptul nostru. Isaia profețește despre o vreme. Isaia profețește despre o persoană.
Isaia profețește despre un mântuitor care a venit pe pământ și numele lui este Iisus Hristos. Persoana aceasta, mântuitorul nostru, într-o zi a spus în felul următor: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă sufletelor voastre, și astfel avem parte de mângâiere, dragilor, pentru că nelegiuirea a fost ispășită, datoria a fost plătită de către Domnul nostru Iisus Hristos. Trecem prin dificultăți, dar suntem în mâna unui Dumnezeu care ne mângâie în toate. Chiar și atunci când ne corectează, cu o mână ne corectează și cu alta ne mângâie. Cu o mână ne împinge de la spate ca să ne îndrepte și cu alta ne mângâie. Pentru că este un tată bun. Apostolul Pavel îl descrie astfel: binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri. El are mângâiere pentru toate experiențele pe care le parcurgem în viața noastră. Dragilor, interesant este mesajul acestui verset. Sunt unii cercetători ai istoriei și ai culturii ebraice care spun că în momentul în care o familie avea o datorie sau casa lor era ipotecată, cum este și casa noastră, să știți că am luat credit de la bancă, acest lucru era scris și apoi afișat pe ușa casei, în așa fel încât toți vecinii și toți trecătorii, ca să nu ne fălim într-un fel, ar fi bine și lucrul acesta, știe oamenii și câte datorii avem. Și uneori cum dormim în casele acelea, da? Ca să fie și ei mai liniștiți. Da? Era afișat pe ușa casei încât toți vecinii și trecătorii să știe că acest aspect, să cunoască acest aspect în legătură cu ei. Deci era afișat pur și simplu afară că acea casă era ipotecată, că sunt datornici oamenii aceștia. În momentul în care datoria era plătită, pe ușă era pusă și cea de-a doua parte a achitanței, ca semn că totul era de acum achitat. Dragilor, pentru toți cei din jurul Ierusalimului, Domnul Iisus Hristos, prin mesajul acesta, le-a promis următorul lucru: că va afișa mesajul achitării datoriilor poporului său. Păcatele Ierusalimului erau achitate, păcatele noastre sunt achitate și în existența noastră este chitanța lui Dumnezeu, unde scrie achitat, ispășit, datoria lui a fost plătită prin jertfa lui Iisus Hristos la cruce. Și aceasta este prima mângâiere pe care o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați-vă cât de generos este Dumnezeu, că El spune, tot în Isaia spune astfel: în locul ocării voastre veți avea o îndoită cinste, că Dumnezeu a dat dublu față de păcatele noastre. În locul rușinii se vor veseli de purtarea lor, de caracterul pe care îl dobândim, de modul în care Dumnezeu ridică viața noastră. Că își vor stăpâni îndoit în țara lor. Vedeți cum a dat Dumnezeu dublu față de păcatele pe care noi le-am făcut și cât de generos este Dumnezeu. Pentru un popor care se află în captivitate, mesajul că nelegiuirea este ispășită și că datoria este plătită, că Dumnezeu vine și pune a doua achitanță pe ușa existenței lor și spune: achitat! Să vadă tot Ierusalimul și țările din prejur că Dumnezeu a achitat pedeapsa acestui popor, că Dumnezeu a chitat pedeapsa care trebuia să cadă asupra noastră. Că-și vor stăpâni îndoi țara lor și vor avea o bucurie, ascultați, o bucurie veșnică. Dumnezeu să fie binecuvântat. Prima mângâiere, dragilor, este că nelegiuirea a fost ispășită. Datoria a fost plătită. În dimineața aceasta să venim cu pocăință la Dumnezeu. Ai căzut! E o tragedie, dar nu cea mai mare tragedie. Pentru că din cea mai mare tragedie s-a născut cel mai mare triumf. Sângele lui Iisus Hristos te curățește. Ridică-te și mergi mai departe. Nelegiuirea a fost ispășită. Datoria a fost plătită. Mărturisește, pocăiește-te și mergi înainte. Oricât de multe obstacole va ridica diavolul, mângâierea vine din faptul că noi putem apela cu încredere copilașilor dacă cineva a păcătuit, spune Ioan. Să avem deplină încredere și să venim la Tatăl, să mărturisim păcatele noastre, că Dumnezeu te ridică. De ce spun lucrul acesta? Sunt o mulțime de oameni care nu mai au speranță de ridicare, creștini fiind. Au căzut și au căzut și au căzut. Îți spun în dimineața aceasta un lucru: nelegiuirea ta a fost ispășită și datoria ta a fost plătită. Vino doar cu pocăință la Domnul Iisus Hristos. Ridică-te prin Spiritul, prin Duhul Sfânt și mergi mai departe pe calea credinței, ca să ai parte de mângâiere și de bucurie. Apoi, a doua mângâiere, dragilor,
o găsim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Evanghelia trebuie proclamată. Evanghelia trebuie proclamată. Un glas zice, strigă, și eu am răspuns, ce să strig? Ce să strig? Ce să le mai spunem oamenilor? Ce soluții au guvernanții pentru țara noastră? Ce să-i spui unui om care este în pragul sinuciderii? Ce să spui unei familii care este în prag de divorț? Ce să spui unor familii care sunt în prag de sărăcie, de disperare? Ce să spui unor familii care au pierdut ființe dragi? Ce să spui unor părinți care își văd copiii dependenți de droguri? Ce să spui unor mame care își plâng copiii, unor soții care își plâng bărbații? Ce să le spui? Ce discursuri să mai rostim? Dragilor, vom continua să spunem același lucru. Evanghelia lui Iisus Hristos. Pentru că soluția pentru divorț este Evanghelia lui Iisus Hristos. Soluția pentru gândurile de sinucidere este Evanghelia lui Iisus Hristos. Soluția pentru familiile destrămate este Evanghelia lui Iisus Hristos. Soluția pentru mamele care își plâng copii este Evanghelia lui Iisus Hristos. Soluția pentru cei care consumă narcotice este Evanghelia lui Iisus Hristos. Astfel, mângâierea vine din Evanghelie. Evanghelia trebuie proclamată. Și din trei perspective vom proclama în 2024 Evanghelia. Primul lucru, dragilor, pentru că ea aduce salvare. Ea aduce salvare. Și să știți că Evanghelia trebuie proclamată, prezentată, complet. Noi trebuie să le spunem oamenilor exact ce spune textul, pentru că Domnul îl instruiește aici pe profet să strige către oameni. Cu sentimentul urgenței să le spună oamenilor următorul lucru. Aveți grijă că sunteți trecători. Nu vă credeți stăpâni pe viață. Nu vă credeți stăpâni pe timp. Zilele trecute, joi de fapt, a venit Flori la Alege Viața și mi-a zis, Alin, soțul fostei educatoare a lui Luca, la 41 pic de ani, a murit. Am văzut mesajul doamnei educatoare pe... Am intrat pe internet și am văzut că plecase. Subit! Să le spunem oamenilor cu sentimentul urgenței, sunteți trecători, oameni buni. Timpul nu este al vostru. Timpul se scurge și în favoarea voastră vine cuvântul lui Dumnezeu care aduce salvare. Întâi de toate vom proclama Evanghelia cu sentimentul urgenței pentru că ea este singura care aduce salvare. Singura care aduce salvare. Strigă! Nu oricum, strigă! Și eu am răspuns, ce să strig? Orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba, iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Domnului, Dumnezeului nostru, rămâne în veac. Dragilor, salvarea omenirii nu se găsește în buncăre. Salvarea omenirii nu se găsește în forțele militare, în formele de guvernare, în economia lumii, în instituțiile de justiție, în filozofie, în știință, ci în Evanghelia lui Iisus Hristos. Evanghelia trebuie proclamată, pentru că ea aduce mângâiere. Pe de altă parte, cuvântul de aici este extraordinar de frumos. Să știți că Evanghelia nu doar aduce salvare, să știți că Evanghelia și răstoarnă. Evanghelia răstoarnă și o să extrag din text un adevăr fundamental. Să țineți minte ce vă spun. Domnul îl instruiește pe profet să strige către oameni, să le spună cât de trecători sunt. Toți suntem trecători. Și credincioși și necredincioși. Viața se scurge și se duce înainte. Însă acest strigăt, care descrie vremelnicia tuturor oamenilor, să știți că se referă în mod special la asupritorii Israelului, la dușmanii Evangheliei, la dușmanii poporului lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun în dimineața aceasta că Evanghelia aceasta pe care noi o proclamăm răstoarnă puterile demonice. Când cuvântul lui Dumnezeu este predicat, puterea demonică cade în leșin. Când cuvântul lui Dumnezeu este predicat, toți dușmanii Evangheliei vor cădea și vor fi uitați în istoria existenței lor. Exact ce găsim în cântarea Mariei când spune că acest copil, Domnul Iisus Hristos, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei
smeriți. Vom predica Evanghelia, pentru că prin predicarea Evangheliei vom birui și vom stăpâni asupra puterilor demonice care lucrează în văzduh și caută să ruineze viața oamenilor. Pe de altă parte, nu doar că răsturnăm lumea spirituală a întunericului, să știți că prin rostirea Evangheliei, cei care se pretind a fi mari și dușmani aprigi ai poporului lui Dumnezeu vor fi răsturnați. Unde este Babilonul? Unde este împăratul de atunci? Unde sunt cei care au torturat poporul lui Dumnezeu? Vă spun eu, în groapă, în țărână, putreziți. Unde este cuvântul lui Dumnezeu? Aici. Unde este Evanghelia lui Iisus Hristos? Aici. Unde este poporul lui Dumnezeu? Aici. Unde este Hristos? Pe tron. Conduce în continuare. A treia perspectivă este că Evanghelia transformă. Ea trebuie predicată pentru că ea transformă. Vedeți, noi suntem limitați. Speranțe de viitor prea mari, să ne facem mai buni. Eu am ajuns într-o situație a vieții când după ce am început să consum foarte mult alcool, oamenii care... O să vă dau un exemplu concret. În anul 2004 am fost în luptă pentru Jocurile Olimpice. Cu 2 ani înainte am avut un accident. Mi-am rupt umărul. În 2 ani de zile am reușit să ridic performanțele aproape să prind echipa. Și într-un fel eu zic că meritam să prind echipa pentru Jocurile Olimpice. Pentru că n-am prins echipa pentru Jocurile Olimpice, m-am dus la Reșița în anul 2004 și am deschis sticla și am accesat petrecerile. Și în timp ce stăteam acolo ignorant, disprețuitor, revoltat pe Dumnezeu și pe viață, cu tovarășii care proveneau din familii dezorganizate, un fost luptător de la Dinamo, un om cât ușa, alcoolic, care abia stătea pe picioare, un om care și-a ratat profesia de antrenor de lupte și-a mutilat aspectul fizic din cauza alcoolului și-a distrus familia din cauza alcoolului, pentru că, așa cum spuneam și în ziua de Crăciun, un om care are o patimă își trage toată familia în patima respectivă. Soția, copiii, e ca o gaură neagră care trage cu forță să ruineze totul. Așa că trebuie să avem foarte mare grijă cum trăim viața. Și a venit la mine, abia stătea pe picioare și mi-a aplicat o mustrare că m-am enervat și m-am certat cu el în ziua aceea. Și mi-a zis, vai de capul tău, o să-ți ratezi viața exact cum mi-am ratat eu viața din cauza băuturii. Din cauza aceasta n-ai fost la olimpiadă, că ai băut și te-ai distrat. Exact cum am făcut și eu și am ratat totul din cauza aceasta. Și m-am revoltat și m-am certat cu el, dar avea dreptate. Însă, dragilor, din starea aceea de robie nu mai puteam să mă ridic singur. Niciodată. Cum nici dumneata n-ai putut și nu poți fără cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia trebuie predicată pentru că ea ne transformă. Ea face din niște cerșetori prinți și prințese. Evanghelia ne redă demnitatea, vocația, chemarea. Evanghelia lui Iisus Hristos. Cât de minunat este cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că la un moment dat vă gândiți, Doamne, dar ce mângâiere avem din toate aceste versete care vorbesc despre oameni că pur și simplu mor și trec atât de repede. Să știți că este o mângâiere și o să vă explic în momentele următoare. Este o mângâiere să știi că în ciuda faptului că omul este plăpând și trecător, cuvântul lui Dumnezeu este puternic, este sigur și este veșnic. În felul acesta putem găsi sprijin vremelniciei noastre și slăbiciunilor noastre. Și acum fiți atenți cât de important este cuvântul lui Dumnezeu
în noi. Fiindcă ați fost născuți din nou spre un potențial spiritual deosebit, la care n-ați aspirat niciodată în puterile voastre limitate. Fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care... Ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Acest cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl predicăm nu poate putrezi. El rămâne pentru totdeauna. Ce spunea fratele Ciprian Luca când a fost aici? A zis că mai să pun pariu că acest cuvânt al lui Dumnezeu rămâne veșnic. Toate se vor deteriora, cerul și pământul vor trece, dar acest cuvânt al lui Dumnezeu nu va trece. Nu va putrezi, și aici este o mângâiere, dragilor, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în via, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca floarea ierbii. Iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. Iată ceea ce poate transforma starea noastră tranzitorie într-o lume perisabilă. Evanghelia ne anunță că, că nu vremelnicia este destinul nostru, ci veșnicia. Mare diferență. Spune-mi amin în dimineața aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. A treia mângâiere, și o să merg pe scurt. A treia mângâiere, dragilor, când ești în captivitate și auzi vestea aceasta, te ridici în toate forțele posibile. Am avut diferite forme de captivitate în viața mea. Pentru unele am plâns mult înaintea lui Dumnezeu să mă elibereze. Dar vă spun doar una așa puerilă. Când am fost mic, taică-miu ne trimitea uneori cu animalele, lucru pe care nu-l suportam. N-am fost ca David, băiat de treabă, să mă duc să pasc oile tatălui meu. Și într-o noapte ne-a lăsat pe un câmp cu vacile și ne-a zis, vin imediat după voi și voi au. Imediat vin, a zis. Eu știu, când zicea taică-miu imediat, 3, 4, 5 ore liniștit trebuia să aștepți. Mă rog cu el la fabrica de pâine, mă ținea în mașină, în 10 minute vin. 10 minute se făceau și 5 ore. Uneori, stăteam în mașină și l-așteptam. El avea treabă pe acolo, în fine. Să ferească Dumnezeu să mă fi dus eu vreodată să... Așa erau atunci. Eu dacă le iau pe Luca cu mine până la magazin și zic, uite, nu mai vreau să mă uit la pantofi. Aoleu, gata, tot. Nu mai vin cu tine, că tu tot mă pruncule, mă, dar o leacă de răbdare n-ai. Și lăsându-ne acolo cu animalele, s-a făcut ora 8, s-a făcut ora 9, s-a întunecat, s-a făcut ora 10... Pe câmp acolo era un bivol, un taur, nu știu ce era ăla, negru. Îl vedeam ca pe satana, pe taurul ăla. Pe toți care îi prindea, îi dădea în ei și pe stăpânul lui. Cum îl prindea, îl lovea și îl izbea de... N-ați văzut. Mă simțeam într-o stare de captivitate pentru că acolo pe câmp era beznă. Era întuneric. Și am început să plâng la un moment dat. Mă, dar de ce nu vine? 10 seara, 10 jumate, 11, 11 jumate, 12. Nu mai vine, nu mai vine, nu mai vine. Dragilor, la un moment dat, după miezul nopții, ascultam atent, mă uitam în stânga, în dreapta, să nu vină taurul acela să-mi tragă și mie câteva. Mă tot uiteam că erau mai multe vaci acolo pe câmp. Și de departe am auzit un zgomot așa încet și începea speranța să crească, să crească, să crească. Și cum a urcat dealul, i-am văzut farurile și aleluia! O venit, când m-am urcat în mașină, am fost izbăvit. În lupta aceasta pe care o dăm cu diavolul, că taurul acela îl reprezintă pe diavolul care nu ne lasă în pace. Caută să ne țină în limitări, în tristețe, în amărăciune. Dragilor, dați-mi voie să vă spun că în dimineața aceasta se văd farurile de la apariția lui Iisus Hristos. Și a Evangheliei sale, El vine. Pentru că a treia mângâiere pe care o găsim în textul acesta este... Și vorbește despre venirea iminentă a Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul Lui și iată că plata este cu El și răsplătirile vin înaintea Lui. Răzvan, poți să vii, că o să încheiem acum. Nu mai merg mai departe, că aveam aici, mai aveam câteva lucruri de spus, dar merge mai departe, că mai am puțin. Deci, nu uităm, dragilor, nelegiuirea a fost ispășită. Pe noi avem chitanța care scrie, datoria a fost plătită. Sunt liberi. Asta e o mângâiere. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu a fost cel care a schimbat viața noastră și aduce mângâiere. Evanghelia trebuie proclamată pentru că ea aduce salvare. Pentru că ea răstoarnă lumea spirituală a diavolului și pe dușmanii Evangheliei. Și pentru că ea ne transformă. Cuvântul
nepieritor al lui Dumnezeu care este în noi, adus sămânță divină și aparținem lui Dumnezeu. Aș fi rămas, iertați-mi expresia, un bețiv, exact cum mi-a zis fostul antrenor de la Dinamo, vai de capul tău, am încercat deseori să mă ridic și plângeam și mă uitam în oglindă și spuneam, asta e viața ta, Jivane. Dependent, trist, depresiv, distrus. Dar a venit cuvântul care a schimbat și a transformat totul. Dragilor, a treia mângâiere e că venirea Domnului nostru va fi iminentă. Vreau să vă spun ceva. Vă zic în numele Domnului Iisus Hristos. Venirea lui Hristos ca și prezența actuală pentru unii din dimineața aceasta este aici. Pentru unii din dimineața aceasta este aici Hristos ca să rezolve problemele cu care se confruntă în viață. Iisus Hristos este aici. Pe de altă parte, să țineți minte ce vă spun. Venirea sau revenirea Domnului nostru Iisus Hristos va fi iminentă. Cine nu se pregătește va fi luat prin surprindere. A patra mângâiere le spune Dumnezeu evreilor, băi, voi ați uitat cine sunt eu? Persoana mea nu poate fi egalată niciodată. Persoana lui Dumnezeu nu poate fi egalată. Cu cine mă veți asemăna ca să fiu deopotrivă cu el, zice cel sfânt? Dragilor, nu vă uitați în catalogul cu zei să vă alegeți alt zeu pentru 2024. Vorbesc și eu așa. O să căutați degeaba. Nu este nimeni ca Domnul pe tot pământul. Nu este nimeni ca Domnul pe tot pământul. Citiți acasă din nou cuvintele minunate din carte care vorbesc. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Știți cum se traduce textul respectiv? Știți câtă apă este pe pământ? Știți că peste 70% din pământ este acoperit cu apă. Știți? Și știți ce spune Dumnezeu aici? Că El a luat toată apa pământului în căușul palmei sale. Da? Toată apa pământului. Spune așa, dragilor, cine a măsurat apele cu mâna Lui? Dumnezeu le-a luat așa în căușul palmei Lui. Toate apele pământului, peste 70% din suprafața pământului este acoperită de apă. Puterea Lui, Dumnezeul nostru, persoana Lui, nu poate fi egalată. Binecuvântat să fie numele Lui. Știți de ce? Trebuie să aducă mângâiere. Pentru că El știe cursul nostru. El înțelege starea noastră și El aude plângerile noastre. Apoi a cincea mângâiere este că puterea Lui nu poate fi epuizată. Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Sau nu rămâne fără putere. Asta zice Isaia. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Ați auzit de regele Canut? A fost cândva conducătorul Angliei, al Danemarcii și al Norvegiei. Membrii curții lui erau oameni lingușitori. Am întâlnit și noi oameni lingușitori, care atunci când vor să obțină o favoare de la noi, vin și ne lingușesc, ne divinizează, ne idolatrizează, numai să aibă un câștig de la noi. Oamenii aceștia, membrii curții lui, erau mereu plini de lingușiri și îi spuneau acestui rege, ești cel mai mare om care a trăit vreodată. Ești cel mai puternic rege din toate timpurile. Înălțimea ta, tu poți face totul, nimic pe lumea asta nu îndrăznește să nu te asculte. Regele era un om înțelept și a obosit după asemenea discursuri nebunești. Într-o zi, în timp ce se plimba pe malul mării, Canute a decis să le dea o lecție. Deci spuneți că sunt cel mai mare om din lume? I-a întrebat, o, rege, au strigat ei. Nu a existat niciodată cineva atât de puternic ca tine și niciodată nu a existat nimeni atât de mare. Niciodată! Și spuneți că toate lucrurile mă ascultă? Da, domnule, da, rege, toate lucrurile te ascultă. Lumea se înclină în fața ta și îți dă onoare. Îmi dau seama, a zis regele. În acest caz, aduceți-mi scaunul și așezați-l lângă apă. Servitorii s-au grăbit să aducă scaunul regal al lui Canute peste nisip. În direcția lui l-au așezat chiar pe malul apei. Regele s-a așezat și s-a uitat la apă și a zis, observ că vine valul. Credeți că
Se vor opri valurile dacă dau comanda? Dă poruncă, mare rege, și se va supune, a strigat anturajul său lingușitor. Mare, a strigat Canute, îți poruncesc să nu mai vii. Nu îndrăzni să-mi atingi picioarele. A așteptat o clipă, iar un val s-a repezit pe nisip și l-a lovit peste picioare. Cum îndrăznești, a spus Canute. Îți poruncesc, întoarce-te acum, ți-am ordonat să te retragi dinaintea mea. Iar acum trebuie să te supui, întoarce-te. A venit un alt val care a ajuns din nou la picioarele regelui. Canute a rămas pe tronul său toată ziua. Te rog să pui fotografiile, Andrei. Strigând la valuri să se oprească, cu toate acestea, valurile au continuat cursul până când scaunul tronului a fost acoperit cu apă. În cele din urmă, Canute s-a întors către anturajul său și a spus: se pare că nu am atâta putere pe cât ați vrea să cred. Poate acum veți înțelege că există un singur rege care este atot puternic. Și el este cel care conduce marea și ține oceanul în adâncul mâinii lui. Vă sugerez să vă rezervați laudele pentru el. Acest rege este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Puterea lui nu poate fi epuizată, pentru că el nu poate eșua niciodată, dragilor. Pentru că el nu va leșina vreodată. El nu va fi extenuat și slăbit în puterea sa. Și pe de altă parte, Dumnezeul nostru nu uită niciodată. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta și cu aceasta încheie. Cei care erau în captivitate au parte de mare mângâiere. De ce? Pentru că Dumnezeu îi va susține în mod activ. Credincioșii vor fi sprijiniți cu braț puternic. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc. Chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu slăbesc în putere. Să știți că această afirmație a profetului este pentru unii scandaloasă. O afirmație de necrezut pentru cei care trec prin încercări și pentru cei care suferă dureri mari. El dă putere celor slăbiți și întărește pe cei neputincioși. Pentru unii sunt doar niște cuvinte poetice, fără legătură cu lumea reală și cu suferința pe care o parcurg. Însă, dragilor, să știți că toate aceste cuvinte sunt cuvinte de promisiune și speranță, cuvinte care s-au dovedit a fi adevărate în nenumărate vieți de-a lungul istoriei. Noi cei de aici suntem martori, pentru că viețile noastre au fost restaurate prin acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vă invit cu respect să vă ridicați. Să știți, dragilor, că aceste versete descriu procesul creativ continuu al lui Dumnezeu și cum Dumnezeu recuperează și restaurează vieți care sunt stricate. Uneori, dragilor, când ne aflăm în zonă de întuneric, de suferință, de durere, senzația cea mai acută este de leșin. Senzația cea mai acută este de prăbușire. Sunt oameni care nu se mai pot ridica din pat pentru că au depresie, pentru că nu mai au motivație, pentru că nu mai au scop. Sunt oameni care privesc cu teamă spre anul 2024. Sunt oameni blocați în întuneric, în neputință, în slăbiciune. Dar în dimineața aceasta mângâierea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Mângâierea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu va fi cu tine și te va sprijini. Dumnezeu îți va da putere. N-ai putut să te ridici din pat până astăzi? Ridică-te în numele lui Iisus Hristos și mergi mai departe. Pentru că Dumnezeu are putere să te ridice și să te pună pe cale. Dumnezeu vine și zice în dimineața aceasta: sunt cu tine.
Te ridic, îți dau putere, te scot din întuneric, te scot din depresie, din jale și din neputință. Și dați-mi voie să vă spun, dragilor, pentru că tot vin din domeniul sportiv. Cei care au avut sentiment de leșin, senzație de leșin, de prăbușire, de neputință, de slăbiciune, chiar și în dimineața aceasta unii dintre ei vor face jogging, pentru că Dumnezeu aduce putere prin cuvântul lui de ridicare. Și vor pleca de ei săltând de bucurie, pentru că puterea Domnului i-a sprijinit. Pentru că Dumnezeu i-a ridicat și i-a binecuvântat. Promisiunea lui Dumnezeu este că deși astăzi s-ar putea să nu ne putem avânta, nu acum, nu încă, dar într-o zi, chiar curând, dragilor, într-o zi, cu siguranță într-o zi ne vom înălța râzând de bucurie. Că Dumnezeu s-a îndurat de noi, că Dumnezeu ne-a izbăvit și ne-a sprijinit pe tot parcursul vieții noastre. Pentru că viața noastră care a fost stricată, slabă și devastată va crește și va fi plină de speranță, promisiune și scop. Asta spune Dumnezeu în dimineața aceasta. Binecuvântat să fie numele Lui. Și că ridicați-vă ochii în dimineața aceasta spre ceea ce scrie Isaia. Și mai presus de toate circumstanțele actuale ale vieții, progresând cu mult dincolo și deasupra realității pe care o parcurgem împreună. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Dragilor, El este cu noi în fiecare zi. El ne aduce mângâiere de plină, pătrunzătoare, satisfăcătoare, înălțătoare. Haideți să-i mulțumim în dimineața aceasta. Atleții puternici obosesc, slăbesc în putere, scad în performanțe, dar cei credincioși își înnoiesc puterea și ajung din punct de vedere spiritual să zboare ca vulturii, să se înalțe mai presus de potențialul lor limitat, pentru că vine Duhul lui Dumnezeu și ne ridică spre lucrările Lui minunat. Vine Duhul lui Dumnezeu și te ridică în dimineața aceasta din limitare, te ridică din cădere, te ridică din starea de captivitate, poate că diavolul a pus peste tine greutăți mari și nu mai poți să te ridici. Iată că Duhul Domnului vine și dă greutățile la o parte ca tu să te ridici și să zburzi în dimineața aceasta de bucurie. Pentru că puterea Domnului este aici, pentru tine și pentru noi toți. Ne rugăm împreună.